Binecuvântat să fie Dumnezeu în dimineața aceasta. Îi mulțumim Domnului pentru harul Lui pe care l-a revărsat peste noi. Socotesc că lucrul acesta nu a avut harul acesta înaintea lui Dumnezeu oricine, pentru că sunt mulți care nu s-au mai trezit în dimineața aceasta, dar noi, prin harul lui Dumnezeu, suntem înaintea lui Dumnezeu și harul acesta noi îl beneficiem prin faptul că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. Îi mulțumim Domnului pentru harul lui minunat și aș dori ca în dimineața aceasta să venim înaintea Domnului și să-i mulțumim pentru că Dumnezeu ne-a mai dat încă o șansă să mai trăim înaintea lui Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului pentru că viața noastră a fost scumpă înaintea lui și harul și binecuvântarea lui să fie peste noi toți. Amin. Aș dori să citesc câteva cuvinte din Sfânta Scriptură. M-a pus Dumnezeu să vorbesc, să citesc din Sfânta Scriptură, din Geneza, capitolul 20, aici unde spune că Avram a plecat din casa tatălui său și a ajuns într-o țară undeva în Gerar și spune cuvântul Domnului așa: Avram a plecat de acolo din miază zi, s-a așezat între Gadea și Șur și a locuit ca străin în Gerar. Avram zicea despre Sara, nevastă sa: este sora mea. S-a temut să spună că este nevastă sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarului, a trimis și a luat-o pe Sara. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și a zis: iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: Doamne, vei omori oare chiar și pe un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că este sora sa și n-a zis ea însuși că el este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Dumnezeu i-a zis în vis: știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată, deși n-am îngăduit să te atingi de ea, dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc. Se va ruga pentru tine și vei trăi. Dar dacă nu o dai înapoi, să știi că vei muri negreșit tu și tot ce este al tău. Abimelec s-a sculat dinți de dimineață, a chemat pe slujitorii săi și le-a spus tot ce se întâmplase. Și oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaimă. Abimelec a chemat pe Avram și a zis: ce ne-ai făcut? Cu ce am păcătuit eu împotriva ta? De ce ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare? Ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau niciodată făcute. Și Abimelec a zis lui Avram: ce ai văzut și ce ai făcut, de ce ai făcut lucrul acesta? Avram i-a răspuns: am zis și am, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că au să mă omoare din pricina nevestei mele. De astfel, este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu, numai că nu-i fiica mamei mele și am ajuns să fie nevastă. Când m-am scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Sarii: iată, hatârul acesta pe care mi-l faci în toate lucrurile unde voi merge, spune despre mine că sunt fratele tău. Abimelec a luat oi, robi, oi și boi și roabe și le-a dat lui Avram și i-a dat înapoi și pe Sara nevasta. Abimelec a zis: în țara mea este înaintea ta, locuiește unde îți va plăcea. Și Sarei i-a zis: iată, dau fratelui tău 1.000 de argint, aceasta să-ți fie o dovadă de cinste față de toți care sunt cu tine, că așa înaintea tuturor vei fi fără vină.
Avram s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a însănătoșit pe Abimelec, pe nevasta lui, nevasta și roabele lui, așa că au putut să nască, fiindcă încuiase pântișele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din pricina Sarei, nevasta lui Avram. Dumnezeu să fie binecuvântat. Am vrea ca în dimineața aceasta, bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Suntem la un timp de rugăciune și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să citesc aceste cuvinte minunate. E adevărat, aici ne dă dovadă ca fiecare dintre noi să avem o inimă curată înaintea lui Dumnezeu, prin faptul că așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, acolo unde spune că despre fericirile de pe munte, unde Domnul o stat pe munte și le-a vorbit la ucenici și a spus că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Am vrea ca în dimineața aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o inimă curată, ca să nu ne facem vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și mă gândesc așa, uitați-vă, trecând prin lumea aceasta, este imposibil. Mi-am adus aminte, spunea fratele Marius în dimineața aceasta, de niște lucruri pe care unii oameni fac fel de fel de lucruri pe care nu sunt găduite înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ar vrea să se întoarcă înapoi, nu s-ar întoarce prin faptul că el a făcut un pact cu cineva și lucrul acela l-a făcut să moară prin ce și-a făcut el. Și vă dați seama că spune că Domnul Iisus a spus așa: eu am venit să aduc viață și ca oile să aibă viață, binecuvântat să fie Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că avem viață prin Domnul Iisus Hristos. Noi trăim prin El. Chiar dacă de multe ori suntem în suferință, și vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a făcut un mare hatâr și din multe încercări m-a scos, dar și de data aceasta am trecut printr-un atac cerebral și Dumnezeu m-a scos biruitor și așa cum mă vedeți, Dumnezeu a făcut o mare lucrare în viața mea. Și mă bucur înaintea lui Dumnezeu că pot să îi slăvesc numele Lui. Și lucrul acesta, nu oricine poate face lucrul acesta, numai bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că, știți ce vreau să vă spun, mi-a făcut Dumnezeu un mare hatâr. Și vreau să vă spun că am trecut prin atâtea încercări în viața aceasta. În acești 30 de ani de pocăință prin care mi-a dat Dumnezeu și m-a ajutat. Dar vreau să vă spun că lucrul acesta a fost posibil numai prin faptul că m-am încrezut în Dumnezeu. Chiar dacă am fost și prin valea umbrei morții, chiar dacă am fost și prin valea plângerii, Dumnezeu a fost de partea mea. Mi-am adus aminte că cineva a rugat pe Dumnezeu și a spus: Doamne, dacă ai spus că ești cu mine, vreau să văd cum ești cu mine. Și spunea, asta i-a arătat Domnul în vis. Și a spus că mergea pe un nisip așa și mergând pe un drum așa cu nisip, alături lângă el mai era o urmă. Și parcă așa de mult s-a bucurat sufletul respectiv și a zis: Doamne, da, e adevărat. Dar când trebuia să treacă într-o vale, pe acolo nu mai văzut urma aceea. Și a zis că: Doamne, da, acolo unde și ai făcut? A, dacă ai fost alături de mine, ce ai făcut? O să zic că acolo eu te-am luat în brațe. Acolo te-am luat în brațe, pentru că tu nu puteai să treci prin valea aceea. De aceea știu, eu sunt conștient lucrul acesta, că Dumnezeu
De multe ori ne ia în brațe că vede că copilul nu este vrednic să meargă pe pantele alunecoase prin Valea Umbrei Morții și acolo de acolo ne ia Domnul în brațe. Dumnezeu să ne binecuvinteze în dimineața aceasta, să ne facă conștienți, pentru că în multe privințe Dumnezeu are privirea îndreptată spre noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o inimă curată, așa cum era Abimelec înaintea lui Dumnezeu. Pentru că uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. O să că Dumnezeu a zis, știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată, deși n-am îngăduit să te atingi de ea, Dumnezeu să fie binecuvântat. Eu, în adevăr, Dumnezeu s-a atins de omul acesta și el a fost cu inimă curată înaintea lui Dumnezeu și el a menționat așa zis că, atunci Dumnezeu s-a arătat în vis și lui Abimelec și a zis, iată că ai să mor din pricina prin femeie pe care ai luat-o. Este nevasta unui bărbat. Și uitați-vă și spune Abimelec, Abimelec care nu se apropiase de ea, a răspuns, Doamne, vei omorâ oare chiar și un neam nevinovat? Da, e adevărat, Dumnezeu este bun, este drept, dar este și un foc mistuitor pentru cei care ne socotesc, care calcă cuvântul lui Dumnezeu în picioare. Dumnezeu să ne facă conștiență în dimineața aceasta să umblăm cu băgare de seamă pe calea mântuirii, că este imposibil să nu greșim înaintea lui Dumnezeu, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că avem la Tatăl un mijlocitor care mijlocește pentru noi. Am vrea ca în dimineața aceasta Bunul Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, să mijlocească pentru vina, pentru pricina noastră de încredere pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, să mijlocească pentru noi, că este imposibil să nu greșim înaintea lui Dumnezeu. Avem în dimineața aceasta multe motive să-i mulțumim înaintea Domnului, dar venim înaintea Domnului cu rugăciune și vrem ca Domnul să se îndure. Am înțeles că fratele Ghiță Vaipan o scris pe chat aici să ne rugăm pentru sora Lenuța Moscova. E adevărat, de multe ori am văzut sora aceasta intră cu noi la părtășie, Dumnezeu să o binecuvinteze. Am vrea să se îndure Dumnezeu de orice cauză, de orice lucrare care o face Dumnezeu. Aș dori ca în dimineața aceasta Domnul să binecuvinteze familia Hozan, să se îndure de această familie care stă la dispoziția lui Dumnezeu întotdeauna și mă bucur pe această familie că Amin. au o mare lucrare înaintea Domnului și eu socotesc că Dumnezeu le va răsplăti înmiit de tot ce fac și poate că cunula lor va străluci mai tare ca a noastră, Dumnezeu să fie binecuvântat. Mă rog pentru fratele păstor din India, pentru fratele Raj, Dumnezeu să-l binecuvinteze pe acest frate care își face lucrarea lui Dumnezeu cu deosebită plăcere înaintea lui Dumnezeu. Și mă gândesc de omul acesta, că l-a scos din milioanele de Dumnezei care sunt în poporul indian. Și mă gândesc așa, Doamne, cât de minunat lucrează Dumnezeu. Dacă El a creat orice făptură și mă gândesc așa că lucrurile pe care le așteaptă Dumnezeu de pe acest pământ le așteaptă de la om, pentru că omul este singura făptură care are rațiune. Singura făptură care are rațiune și poate să-L slujească, poate să-L slăvească pe Dumnezeu, poate să facă voia lui Dumnezeu. Și mă gândesc așa, Doamne, îi mulțumesc frumos pentru acest, îl mulțumesc Domnului pentru acest frate care Dumnezeu l-a ales din acele milioane de Dumnezeu și l-a făcut o făptură minunată și mă gândesc așa cât de minunat vestește cu cuvântul lui Dumnezeu și
îndurările lui Dumnezeu pe care le-a făcut în dreptul lui și în dreptul familiei lui, să-L rugăm pe Domnul să-L binecuvinteze în această lucrare, în această lucrare de vestire, de post, pe care o vestit înaintea Domnului de 40 de zile. Mi-aduc aminte, numai Domnul Iisus Hristos, El o vestit, o postit 40 de zile. Într-adevăr, și omul este posibil înaintea lui Dumnezeu, dar știu un singur lucru, că aceste lucruri numai cu Dumnezeu și numai cu Dumnezeu se face. Dumnezeu să-i binecuvinteze, Dumnezeu să le ajute în această lucrare și noi să punem umărul la lucrarea aceasta lui Dumnezeu, să punem umărul la carul lui Dumnezeu, să ne bucurăm și noi totodată de biruințele Domnului pe care revarsă peste această familie din India. Dumnezeu să-i binecuvinteze și noi totodată să ne bucurăm prin faptul că odată și am pus umărul la o lucrare a lui Dumnezeu, știm că avem și noi o răsplată. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Rugăm.